Stăm de vorbă acum cu Crișan Pop Vlad Adrian, un om care și-a propus să alerge la una dintre cele mai dure competiții din lume. Bună dimineața, Vlad! Bună dimineața, dragi ascultători! Vlad, o să alergi 193 de kilometri, cred că printr-un frig năpraznic. De ce? Pentru copiii din tabăra Magic Camp. Este o tabără în care am fost voluntar în 2015 și mi-a schimbat viața, pentru că este o tabără nu doar pentru copiii bolnavi de cancer, ci și pentru voluntari. Și am realizat că este un dar să am două mâini, două picioare, să pot să alerg. Și eu eram, lucram foarte mult, nu făceam nimic cu viața mea și am realizat că trebuie să fac ceva pentru acești copii, să ajut mai mulți copii să vină în tabără. Și de atunci am început să alerg la semi-maratoane, la maratoane, la Ironman, la maratoane montane, la ultramaratoane. Chiar pe 1 decembrie voi încheia ce mi-am propus anul acesta, să alerg 3200 de kilometri pentru 320 de copii pe care am ajutat să meargă în tabăra Magic Camp, să meargă gratuit. Și voi alerga în Africa de Sud, în Cape Town. Iar la anul am zis să ridic și tacheta și să găsesc o cursă mai grea, iar citind cartea lui Tibiu Șeriu, m-a inspirat foarte mult povestea lui și momentele din cursă și bucuria de la finish și am zis că steagul Magic Camp vreau și eu să-l duc la finish și să afle mai multe lume că această boală, există speranță pentru această boală și că nu trebuie să fii singur și că acești copii din Magic Camp sunt o lecție de viață pentru noi și merită să investim în copii, merită să investim în educație, pentru că educația este viitorul generației următoare și de aceea mi-am propus cu această cursă de la 6633 Arctic să creez alături de prieteni, companii, persoane care vor să doneze 100 de burse de educație pentru 100 de copii cu afecțiuni oncologice. Excelent. Pentru că atunci ei, când vor termina tratamentul și se vor întoarce înapoi acasă la școală, pentru că mulți dintre ei renunță la școală din cauza chimioterapiei, să poată să prindă aripi, să își urmeze visele și timp de un an să-i oferim câte 500 de lei pentru bursele educațiilor care să ajută să prindă avânt și să facă ce au visat. Este extraordinar ceea ce faci. Poți să-mi spui un pic, Vlad, cum ți-a schimbat viața, măcar așa un pic cât ai timp, că îmi imaginez că este o experiență foarte profundă. Da, în fiecare an am avut așa un moment puternic. Anul acesta, de exemplu, a fost un băiat, Mario, care a rămas blocat în parcul de aventură, unde am avut o zi de activitate și m-am dus să-l încurajez, să fiu alături de el și l-am convins să se urce în spatele meu și să mergem împreună pe acea bucată de traseu dificilă. Uh-huh. Și el, cum se ținea de mine, el mă încuraja pe mine că hai că putem împreună, fantastic, hai că pot, Vlad, mai avem un pic. Și momentul acela a fost așa este o amintire care îmi va da putere să merg mai departe și știu că pentru acești copii tabăra Magic Camp și toate proiectele pe care Lania Medeleanu și Vlad Voiculescu le creează aduc speranță, aduc bucurie și sunt un real ajutor pentru părinți și mă bucur că și eu pot să contribui la acest lucru. Vlad, la final vreau să te mai rog ceva concret pentru cei care ne ascultă. Deci, practic, cum putem contribui noi? Este foarte simplu. Puteți să intrați pe magicamp.ro, uh-huh, să aflați mai multe despre cum puteți să ajutați, fie că sunteți companie sau sunteți persoană fizică sau vreți să donați orice sumă de bani, sau puteți să intrați pe Facebook, pe pagina alerg la 6633 Arctic Ultra pentru Magic Camp. Acolo puteți găsi un cont, detalii despre bursă și puteți dona orice sumă. Să nu vă gândiți că este prea puțin, pentru că puțin cu puțin se adună și exemplul campaniei cu SMS la 8844, cuvântul magic, pentru refugiul părinților a fost un succes, pentru că oamenii au donat puțin câte puțin și s-au strâns 100.000, peste 100.000 de SMS-uri. Fantastic. Și este nevoie doar de
100 de persoane care să doneze pentru 100 de burse, pentru o companie care donează, acești bani pot fi deductibili și nu mai merg la stat, merg pentru copii și să nu fie folosiți în guvern așa cum sunt folosiți, să fie folosiți pentru copii. Vlad, când spui 100 de burse, are vreo legătură cu 100 de ani? Acum o să sărbătorim centenarul sau este pur și simplu o coincidență? Nu este o coincidență. Am ales ca și simbol această cifră. Am discutat cu Vlad Voiculescu, i-am cerut acordul dacă pot să fac acest lucru pentru Magic Camp, apoi am vorbit cu Tibi, căruia îi mulțumesc pentru că este mentorul meu și mă ajută cu toate pregătirile, și pe 1 decembrie voi fi la Cape Town, în Africa de Sud, cu tricolorul pentru toți românii, pentru centenar. Voi alerga 100 de kilometri. Deja am eu emoții pentru tine. Da. Minunat, Vlad. Și uite, suntem alături de tine, să înțeleg, și pe 1 decembrie și pe 5 martie este cursa, competiția 6633 Arctic Ultra Race, da? Dacă am înțeles bine. Suntem alături de tine și îți mulțumesc că ești și tu alături de noi și că ne-ai împărtășit experiența ta. Să ai o zi absolut fabuloasă. Mulțumesc mult și mulțumesc, dragi ascultători, pentru că ajutați Magic Camp într-un fel sau altul. Mulțumim, Vlad. Pa, pa. Să ai o zi faină. O zi faină. Servus. Servus. Așadar, am vorbit cu Cristian Pop, Vlad Adrian, un om fabulos, da, l-ai auzit. 5 martie 2019 va participa la competiția 6633 Arctic Ultra Race. Este cea mai dură competiție din lume, va alerga peste 190 de kilometri prin frig năpraznic pentru copiii din tabăra Magic Camp.